Vă salut, dragi părinți! Iată, s-a făcut din nou joi și suntem live o oră întreagă. Astăzi, discutând despre un subiect care nouă ne-a marcat copilăria, în continuare asta marchează copilăria copiilor noștri, dar poate că în aspecte diferite decât ne-a marcat-o nouă. Astăzi, discutăm despre ce înseamnă limite. Și mai exact despre cum ne învățăm copiii să pună limite în relație cu ceilalți, dopotrivă copii și adulți, dar fără teama de a-și pierde prietenii și fără teama de a-i deranja pe ceilalți, pentru că. Așa cum spuneam, și noi ne-au fost încălcate foarte multe limite și noi n-am știut ce să facem cu ele. Nu cred că există adult astăzi care n-a fost prins de obraj, așa de sus în jos, de către o mătușă, o bunică sau o persoană aleatorie pe stradă, în lift sau în alte spații comune, prieteni de-ai părinților noștri, cu tonul acela, tu ciu, tu ce drăguț, ce copilul ăsta, mâncată mama pe tine. Și foarte multe întrebări pe care le primeam de la adulți, uh, multe dintre ele la care nu doream să răspundem, de la unde locuiești și câți ani ai, dar ai frați, dar ai surori, de la ce școală mergi. Și mama ta cu ce se ocupă, dar tati. Și tot așa, multe, multe întrebări pe care ceilalți ne le adresau și nu știam niciodată dacă să răspundem sau nu la ele sau la toate, pentru că și nouă uh, aceste limite nu, nu ne erau clare. Acum, punând povestea asta într-un context, întorcându-ne la copilăria noastră la care ne este ușor să avem acces și făcând o paralelă cu ce se întâmplă astăzi, foarte mulți dintre noi am fost crescuți într-o societate uh, educată pe bază de obediență. De sus în jos, societatea noastră era una care ne învățase ce înseamnă autoritatea, ne învățase să ne supunem autorității plecând de la propriul părinte, mai apoi transferată această autoritate unui cadru didactic și mai apoi tuturor acelora adulți în funcții publice sau mai puțin publice cărora trebuia să ne supunem, de la funcționari la polițiști, milițieni pe vremea respectivă și așa mai departe. Deci noi am învățat ce înseamnă supunerea față de adulți sau față de autoritate. Era așa funcționa întreaga societate, motiv pentru care limitele din partea noastră nu au existat niciodată. Nici atunci când uh, limbajul unui profesor uh, era cel puțin uh, violent, nici atunci când uh, eram umiliți și public de foarte multe ori în uh, școală, nici atunci când uh, limbajul unui milițian era abuziv, nici atunci când uh, fete fiind crescând în uh, și în fizicul nostru care se transforma continuu, ne trezeam în vreun tramvai sau în vreun spațiu mai dosit uh, cu o mână în locuri în care n-ar fi trebuit să fie mâna respectivă sau, uh, um, nu știu, uh, într-o comunicare pe care nu o alegeam cu un alt bărbat care spunea ceva despre noi. Invitații mai mult sau mai puțin voalate. Ok? Deci, iată uh, cât de intruzivi, poate, în multe din aspectele vieții noastre au reușit să fie adulții, când noi eram copii. Și aș vrea să transferăm. Uh, Felul în care, astăzi, aceste limite sunt încălcate copiilor noștri, poate în forme diferite, transformate decât au fost încălcate în copilăria noastră, sau sunt forme care s-au păstrat, fără doar și poate aici mă refer la uh, intrarea în spațiu public, în spațiu privat, pardon, a unui copil, indiferent că asta ține de corpul lui sau de camera lui. Și am să vă las să vă gândiți la, la tema pe care am ales-o astăzi. Plecând de la o limită pe care fiul meu a așezat-o foarte devreme bunicului său uh, și care are legătură cu părul lui. E bine, o a avut o extraordinarea șansă, noroc, <laughs> să combine niște gene fericite din familia mea și a tatălui său, care au dus la uh, prezența pe capul lui, a unui păr fantastic. Da? Am o are genul acela de păr pe care orice persoană și l-ar dori mai cu seamă noi femeile. Este des, este gros, este lucios firului de păr, este ușor de aranjat, crește repede, este foarte sănătos și uh, aspectuos. Da? E genul acela de păr pe care îl vezi și imediat îți dorești să pui mâna în el, să te asiguri că e real și să îl aranjezi într-un alt mod decât îl are în acest moment. Sigur că noi, adulții, foarte des uh, atingem creștetele copiilor, nu neapărat doar ai noștri și e un gest pe care îl facem din tandrețe și din drag, de cele mai multe ori, doar că părul lui Amos a trezit mai mult decât doar o atingere, a trezit ciufuleli uh, și foarte multe uh, atingeri pe care nu și le-a dorit. Cele mai multe venind de fiecare dată când îl întâlnea de la bunicului patern, matern, pardon, și anume tatăl meu. Până într-un moment în care Amos a spus, papu, așa pe tonul ăsta, mă deranjează foarte tare când îmi pui mâna în cap. Te rog să nu mai faci treaba asta fără să mă întrebi. Eu am fost, wow, Amos avea mai puțin de 5 ani, cred, când a făcut treaba asta și m-a bucurat foarte mult că a făcut-o. Și mi-am dat seama cât de important este să învățăm pe copiii noștri să așeze limite, și, în același timp, să o facă într-un mod asertiv, elegant, fără să deranjeze, așa cum ne-am dorit să comunice cu ceilalți de fiecare dată. Cum ajungem în punctul acesta, și care sunt limitele pe care credeți voi că alții le încalcă copiilor voștri? Atât copii? de-ai lor, cât și adulți din familia voastră sau total străini, aș vrea să știu despre asta, să-mi scrieți unde simțiți că limitele sunt încă încălcate la nivel de societate și copiilor voștri specific și hai să vedem ce putem face în așa fel încât ei să știe cum să-și așeze limitele. De unde plecăm și ce înseamnă până la urmă aceste limite? Suntem live pe Facebook, atât pe pagina oficială Urania Cremene, cât și pe pagina ITBT. Acolo vă și aștept întrebările și comentariile. Vă aduc aminte tema, cum îi învățăm pe copii să pună limite, da? să le așeze, fără teama de a-și pierde prietenii sau de a-i supăra, deranja pe ceilalți, inclusiv pe adulți. Ascultăm o melodie, timp în care eu vă aștept întrebările și comentariile. Ne întoarcem. Da, uite că au început să curgă întrebările și comentariile voastre. Se pare că aceleași limite care ne erau și nou călcate, le sunt încălcate și copiilor noștri. O să citesc câteva din întrebările voastre astăzi. Sper să ne rămână timp de gândit mai mult decât de răspuns la aceste întrebări. De ce spun asta? Pentru că fiecare dintre noi are propriile limite. Dincolo de ce înseamnă lege și bun simț și cutume și valori personale sau colective, fiecare dintre noi își așează propriile limite. Și nu poate veni din, din afară cineva să spună că e ok sau nu, până când nouă nu ne e clar cu noi înșine care ne sunt limitele. Pentru că, așa cum am spus, suntem diferiți, avem valori diferite, avem credințe diferite, așadar, ce poate fi în regulă pentru mine, poate să nu fie în regulă pentru tine <laughs> și invers. De e important să fim foarte sinceri cu și autentici cu cine suntem și ce limite avem. Așadar e important din punctul meu de vedere, că în această oră, măcar să ne punem întrebarea referitoare la ce înseamnă limitele celorlalți și să nu plecăm de la presupunerea că dacă noi nu avem nicio problemă cu asta, nimeni nu are sau că dacă noi avem o problemă cu o anumită limită, ceilalți de asemenea au această problemă pentru că uh, suntem diferiți. Așadar, uite ce spune Ana Răduț. Neața, îmi displace când oamenii îmi spun să-mi îmbrac fata mai bine. Vai, dar nu e frig? Vai, dar pune ceva pe cap? Nu, nu e frig, mulțumesc! O vânzătoare m-a amenințat că o să cheme poliția dacă mai vin la magazinul ei cu fata îmbrăcată în roche fără geacă. I se părea că nu are cum să nu-i fie frig. Mi-ar plăcea să știe și ea să le spună ceva acestor oameni care își tot fac griji aiurea. Mulțumesc, Ana Rădules. Da, e foarte fain exemplul tău, pentru că iată ce înseamnă, de fapt, convingerile pe care noi le transmitem mai departe, de la fesuleți, la tot felul de alte, uh, multe straturi pe care copiii trebuie să le aibă cu ei sau pe ei. Mi se întâmplă și mie același lucru, uh, fiul meu fiind foarte rezistent la frig, eu nu și nu am insistat cu hainele, eu învățându-l să aibă grijă de el și să se îmbrace atunci când este frig și să aleagă să nu stea într-o stare de frig multă vreme pentru că ar putea răci. Și atunci, na, la 11 ani deja știe câte straturi să pună pe el și își mai ia și de rezervă dacă știe că îi trebuie undeva. Dar e important să-i învățăm să spună mulțumesc pentru grijă. E primul lucru pe care vă invit să-l faceți de fiecare dată când vă simțiți criticați. Am să repet treaba asta. Primul lucru pe care să-l faceți în momentul în care cineva vă critică sau comentează cum îți îmbraci copilul, ce-i dai de mâncare, vai, dar încă are pampers la 2 ani jumate, dar nu pot să cred. Vai, dar îl copil pe copilul tău să plângă în magazin, dar cumpără doamnă, cumpărați-i doamnă în jucăria respectivă, dar eu cumpăr eu sau dați una, nu se poate să reacționezi în felul ăsta. Sau uh, sunt adulți uh, pe care nu-i cunoașteți care fac asta sau aceiași adulți din propria familie sau proprii părinți. Vă spun că este primul lucru pe care l-am învățat a, a, în momentul în care mi-am dorit să îmbunătățesc relația cu tatăl meu, care este un om foarte, dar foarte, foarte și n-aș putea, putea să spun de foarte multe ori, foarte critic. Este un om foarte critic. Și de fiecare dată când a, încearcă să mă critique, auzi, da unde ți-a fost capul când? Cam asta este unul dintre a, începuturile unei discuții în care eu am greșit cu ceva. Eu îi spun, tata, îți mulțumesc foarte mult pentru că uh, ai grijă de mine. În înțeleg că ceea ce îmi spui acum e din cauza faptului sau datorită faptului că mă iubești și vrei să-mi fie bine. Asta este tot ceea ce fac și se domolește imediat. Înainte de o altă scurtă pauză, rețineți lucrul ăsta. Primul lucru pe care îl avem noi de făcut și preda copiilor este să mulțumesc pentru grijă. Ne întoarcem! Pentru cei care ați intrat mai târziu, discutăm astăzi despre limite și mai exact acelea pe care copiii ar fi bine să învețe să le așeze în așa fel încât uh, să nu li se încalce aceste limite nici de către prieteni, nici de către ceilalți adulți indiferent cine sunt ceilalți adulți, plecând de la propria experiență a noastră în copilărie în care fie, ca, fie eram apucați de o brăjor de mai toată lumea, fie uh, ni se vorbea urât sau eram umiliți de către profesori sau uh, alte persoane pe care le întâlneam, da? drepturile copiilor pe vremea respectivă nu erau la fel de uh, comentate precum sunt astăzi. Bun, trecând de la asta, iată ce spune Corina Elena Vieriu. Băiețelul nostru de aproximativ 5 ani are părul ușor lung și deseori este confundat cu o fetiță sau intenționat este asemănat cu o fetiță. Și a suportat cu demnitate o vreme aceste glumițe și asemănări până într-o zi când s-a atins limita. Și a zis unei persoane, fiecare cu gusturile lui. <laughs> Unora le place părul lung, altora părul scurt. Ce problemă ai tu cu gusturile mele? Doamne, cât de mândră m-am simțit de el atunci, deși mereu sunt, spuneam în paranteză, dar m-a impresionat profund curajul lui și faptul că a impus această limită. Este extraordinar, Corina. Exact aici am vrea să ajungem, dragi părinți. Uh, am, am vrea să ajungem în punctul în care le arătăm copiilor noștri ce înseamnă toleranță, ce înseamnă diferență și cum să rostească această limită înainte de a acumula prea multă frustrare sau prea mulți nervi, în așa fel încât să ne asigurăm că o pot și spune pe un ton civilizat, elegant și să învățăm și cum să facă treaba asta. Iar ceea ce a spus copilul tău, Corina, este exact ceea ce am vrea să spună mai toți copiii mai departe. Ar putea să sune cam așa. Mulțumesc pentru grijă <laughs> că am spus că de aici plecăm. Sau mulțumesc că vă interesează freza mea. Um, aș vrea să știți că gusturile sunt foarte diferite, există băieți cu părul lung, există băieți cu părul scurt. Eu aleg pentru mine să am părul lung în acest moment. Mulțumesc că înțelegeți treaba asta și că o acceptați și cam atât. Okay? Între noi fie vorba, acum făcând eu o paranteză, această regulă a părului scurt la bărbați este una de dată foarte recentă. Și are legătură cu igiena, și are legătură cu armata, și are legătură cu școala, dar în primul rând cu igiena. Aș vrea să vă aduc tuturor aminte că în istoria umanității, bărbații aveau părul lung, cum aveau bărbi, era părul lung, că încă în foarte multe popoare, cum ar fi India, părul lung, mai cu seamă într-o sferă religioasă a sicilor, așa se numește. Sigur, părul lung este o emblemă a lor, dar dincolo de aspectul religios al acestei povești, bărbații mai degrabă în istoria noastră au avut părul lung decât părul scurt. Așadar, este o alegere, într-adevăr, mai cu seamă în condițiile în care nu mai e nevoie să ții părul scurt, în așa fel încât să beneficiezi de un păr curat și fără cum să numesc animaluțele astea mici din părul nostru, paraziți, nu? Deci putem să avem igienă și fără să ne tundem copiii scurt, dacă aleg să aibă părul lung. Da? E o chestiune de alegere, cred și eu asta. Bun. Stas uh, Mașenica, Mașenica, Mihai Liuc spune așa. Bună dimineața, Urania, și îți mulțumesc din suflet pentru acest subiect important. Cum să fac oare atunci când o educatoare îmi ocărăște copilul? Atunci când el pune mâinile pe urechi, atunci când cineva plânge, urlă, adică profesorii, înțeleg din ceea ce îmi spui tu, îl ocăresc până începe a plânge cu capul plecat înaintea lor. Ce dureros! Și este exact ceea ce am pățit și noi, copii fiind, cei mai mulți dintre noi, părinții noștri la rândul lor, bunicii lor la rândul lor, dascălii au avut alături de preoți, minițieni autoritatea transferată de către stat și uh, autoritatea pe care părinții au transferat-o în momentul în care ne-am dus către școli, adică și-au au, uh, declinat autoritatea uh, dascălilor. Or, uh, cred că suntem uh, într-un uh, spațiu timp care nu mai permite nici măcar din punct de vedere legal aceste comportamente față de copiii noștri și nu ei, în primul rând, dacă vorbim despre dascăli, ar trebui să fie aceia care pun limite, nu ei în primul rând, ci noi, în ca adulți, în momentul în care uh, ni se uh, așează în fața aceste comportamente. Ni se aduce la cunoștință de către copii că un cadru didactic se poartă așa, sau, mai cu seamă acum când învățământul se întâmplă online, suntem martori direcți ai, uh, ai unor astfel de comportamente. Mă gândeam, aveam atât de multe exemple în minte acum în timp ce vorbeam că în spatele minții mele rulau multe astfel de povești de la părinți pe care le-am auzit, nu e prima oară când aud asta. Ăsta este și motivul pentru care gândindu-mă la aceste exemple în același timp cu a vorbi mă și bulbui. Pentru că mi se pare că este datoria noastră, în primul rând, să ne protejăm copiii de astfel de comportamente și dacă suntem martorii unor astfel de comportamente, e important să luăm măsuri. Nu atât în a ne învăța copiii să așeze limite, ci în a lua măsuri la propriu. Asta înseamnă discuții uh, oficiale bazate pe plângeri declarații scrise față de astfel de cadre didactice, cu toate dovezile pe care le avem. Este datoria noastră de cetățeni pe care o avem față de orice altă persoană care încalcă abuziv o astfel de limită. Și... Când spun, sau, sau lege. Eu cred că este de datoria noastră și aș vrea, pentru că tot am deschis acest subiect, să intru puțin mai adânc în el, dacă mi-este permis. Pentru că, așa cum v-am spus, am primit foarte multe astfel de comentarii în alte ocazii de la părinți cu privire la. Felul în care profesorii se comportă cu ei. Să știți că realitatea este și inversă, pentru că am primit astfel de povești și de la cadre didactice care au asistat de partea cealaltă a ecranului la comportamente de același fel, soi pe care părinții le demonstrează față de proprii copii, adică copiii aduși de ureche în fața laptopului. Da. Deci, realitatea undeva la mijloc. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, să nu începem să aruncăm cu roșii în cadre didactice, pentru că nu este cazul. Întorcându-mă, dacă noi știm că un copil este agresat de către al nostru, de către un cadru didactic, care uh, umilește copiii, care se comportă urât cu ei și care face treaba asta în mod constant, nu că a avut o scăpare, nu că s-a enervat odată, nu că a făcut asta după care și-a cerut scuze, ci este un comportament întărit pe care îl manifestă zilnic, nu este suficient, repet, nu este suficient ceea ce cei mai mulți dintre noi din păcate facem, să ne extragem copilul din acel context, mai exact să-l mutăm într-o altă școală sau grădiniță și să închidem ochii mai departe. Nu cred că este suficient pentru că noi nu ne creștem doar copiii noștri. Și cred că responsabilitatea pe care noi o avem nu este doar pentru propriul copil, este și pentru alți copii și mai ales pentru viitorul în care copilul nostru va trăi. Că este această țară sau o altă țară, indiferent unde alegem noi să trăim, este responsabilitatea noastră să avem grijă de spațiul în care trăim și de lucru, felul în care lucrurile se întâmplă, gândind pe termen lung. Ce vreau să spun cu asta? Nu contează dacă vom trăi în această țară peste 30 sau 40 de ani, asta nu înseamnă, în schimb, că nu vom pune o sămânță de copac. Gândindu-ne, e, s-ar putea să nu mai fiu aici când acest copac va fi adult. Tocmai că s-ar putea să nu fim aici, hai să punem o sămânță de copac, în speranța că aceia care vor fi lângă acest copac, peste 30, 40, 100 de ani, se vor bucura de oxigenul, verdeața și umbra lui. Okay. Deci asta înseamnă că nu ne vom extrage doar copilul de acolo și nu vom lua măsuri doar pentru propriul copil, ci ne vom asigura că există măsuri luate pentru împotriva acelui cadru didactic în așa fel încât să protejăm și alți copii de astfel de comportamente. Sper că am întărit odată în plus ce înseamnă limite pe care noi nu le mai acceptăm încălcate de către ceilalți. Pentru că, da, asta ține de demnitate, în primul rând, a noastră și a copiilor noștri și de uh, lege, în al doilea rând. Ok? Foarte important asta. Deci nu îi lăsăm singuri. Andreea Maria Barbu spune așa, Bună, Urania, întrebarea mea sună așa, care sunt limitele pe care copiii ar fi bine să le respecte, astfel încât ei să aibă un echilibru? și explică ea mai departe. Fiecare dintre noi, părinții, avem convingeri limitative care ne sabotează uneori și prin asta cumva limitele pe care le așteptăm noi din partea copilului nu sunt cumva exagerate? Să nu știm, adică unde să fim flexibili și să riscăm să devenim agasanți cu ei? Mulțumesc tare mult! Iată întrebarea întrebărilor dintre generații <laughs> care apare între generații. Iată, întrebarea Andrei de data asta este legată de limitele pe care noi le așezăm copiilor noștri și eu am să traduc pentru toată lumea, așa cum eu am înțeles întrebarea Andrei, legate de unde se pot duce copiii singuri, de exemplu, care este uh, limita de autonomie fizică pe care copiii noștri o au și de la ce limite, adică la ce limite de vârstă pot ieși singuri din casă, se pot duce la magazin, uh, pot dormi peste noapte la un prieten cât timp și ce fel de conținut mai ales consumă copiii noștri în mediul online ce înseamnă bani de în buzunar, um, despre ce pot sau nu pot să vorbească, sau care ar fi limbajul sau cuvintele pe care noi simțim că ar trebui să le evite, dar în vocabularul lor apar, iată, atât de des. Și nu în ultimul rând că vorbeam despre conținut, um, acesta a trecut toate limitele, cel puțin din perspectiva mea, de la videoclipuri la jocuri <coughs> și așa mai departe. Bun. Acestea sunt limitele la care ne uităm și e important să ne punem această întrebare. Care sunt limitele pe care noi le așezăm și în funcție de ce um, criterii luăm în calcul aceste limite? Aș vrea să vă spun așa că toți copiii, ca și adulții de altfel, toți copiii au nevoie de limite. Acesta este și motivul pentru care le împing și le împing până când un adult, ferm și cald, spune până aici. E bine, ce înseamnă acest până aici este într adevăr o chestiune de artă și de cunoașterea propriului copil și de autenticitate și cunoașterea propriei ființe a noastră ca părinți. De ce spun asta? Pentru că limitele unui copil cresc pe care noi le așezăm odată cu vârsta. E foarte important să înțelegem asta pe măsură ce copilul crește, învață lucruri, învață abilități, obține cunoștințe, devine din ce în ce mai responsabil. Dacă avem grijă de asta, evident. Știe să facă din ce în ce mai multe lucruri singur. Dacă avem grijă de asta, din nou, repet. Și atunci, din ce în ce, aceste limite trebuie să crească. Odată cu copilul, și nu are legătură doar cu vârsta, această limită pe care noi o creștem, ci cu ceea ce știe poate să facă copilul singur. Adică cât de responsabil este cu propriile decizii și propriile alegeri. Pentru că libertatea asta vine cu responsabilitate. Și aș vrea să vă dau un exemplu aici. Există o anumită oră la care se culcă un copil de 2-3 ani, dar nu vom putea impune unui copil de 10 ani să se culce la aceeași oră. Așa-i? Ora se modifică odată cu vârsta. E valabil și pentru dulciuri, Anumite dulciuri poate mânca un copil de 2 ani, dacă mă întrebați pe mine, zero. Acestea procesate cel puțin. Alte dulciuri, cantități de zahăr conținut, poate mânca un copil de 14, 15, 20. Nu prea multe, din nou, așa accentua asta, nu înseamnă că crește limita exponențial și la 40 ei mâncăm doar zahăr. Nu despre asta e vorba. La fel ca și ora de somn și orele de somn pe care le dormim. Um, un copil de 4 ani probabil că n-ar avea nevoie de bani de buzunar, probabil că începe să aibă o pușculiță. În schimb, cel de 15 va avea bani de buzunar și nu doar pentru a-și acoperi propriile cheltuieli, ci pentru că e important să învețe, să-și gestioneze resursele. Ne? E un instrument de învățare uh, pușculița respectivă sau banii pe care mai nou poate primește pe revolut, nu știu, sunt alte mecanisme, acum nu contează uh, ce formă îmbracă ele. Deci limitele cresc odată cu copilul. Și atunci, întrebarea este foarte importantă pe care și-a adresat-o Andreea. Când știu să fiu flexibil? Când e prea mult? E important să ne punem această întrebare mereu și să ne întoarcem la criteriile pe care le-am enumerat mai devreme. Ce știe să facă un copil? Ce poate să facă un copil? Cum mi-a demonstrat că poate să facă singur? Și în ce măsură e capabil să ia decizii responsabile pentru el sau pentru ea? Și în momentul în care asta se întâmplă, atunci limitele pot fi din ce în ce mai laxe până în punctul în care pot dispărea de tot. Adică până aici vrem să ajungem. Ăsta e rolul nostru ca părinți. Să relaxăm limitele încet, încet, nu prea devreme și nici prea târziu, în așa fel încât să avem conflicte la adolescență și copiii să spună, dar tu nu mă înțelegi, dar tu... Ra! Încet, încet, până în punctul în care le ridicăm de tot, iar copiii sunt pregătiți să zboare în viața lor, luându-și propriile decizii și făcându-și propriile alegeri, iar noi fiind cât de liniștiți poate fi un părinte, că toate aceste alegeri și toate aceste decizii sunt corecte pentru el sau pentru ea. Asta despre limitele pe care le așezăm noi și aș vrea să vă las și pe voi să așezați această informație și să vă gândiți la ea, timp în care aș vrea să mai ascultăm o piesă. Limitele. Hmm, deloc simplu se pare, așa -i? Uite un comentariu de la O oh mamă. Al cărei nume este scris în greacă și, deși mai știu un pic de greacă, n-aș vrea să-i pocesc numele. Dar sunt așa întrebarea. Bună, Urania, am o mare problemă. Băiețelul meu de 3 ani și 4 luni are o prietenă cu 5 luni mai mare decât el. Sunt în aceeași grupă de grădiniță, iar la locul de joacă se întâlnesc destul de des. Problema este că această fetiță are un comportament agresiv. Nu știe să-și controleze um, uh, anumite stări și devine pe neașteptat agresivă. De exemplu, alergau împreună după minge uh, când o. Pri prindea unul când celălalt, dar la un moment dat, când copilul meu a prins el mingea, ea a tras de păr. Cum să explic copilului meu că un asemenea comportament nu trebuie tolerat ca să pună limite? Mă gândesc să îl schimb și de la grădiniță. Draga mea, nu-i nevoie să faci lucrul acesta, să-l schimbi de la grădiniță mai exact, pentru că tocmai am plecat de la premiza, sau dacă n-ați prins această idee, o mai transmit odată. Scopul nu este să ne luăm copiii și să-i acoperim sub un glob de sticlă, unde nimeni nu le vorbește urât și nimeni nu-i agresează și nimeni nu le spune nimic, pentru că nu vom putea face treaba asta. Este în zadar. Ce avem de făcut este să-i ajutăm pe copiii noștri să facă față acestor comportamente, să știe cum să se apere de ele, să știe cum să pună limite. La, aceasta, la această vârstă, soiul acesta de comportamente sunt firești. Firești în sensul în care e normal să apară. Copiii își vor mingea și își o iau cu forța de multe ori, atâta vreme cât nu intervine un adult care să-și învețe copilul cum să obțină ceea ce își dorește altfel. Da? Aici este treaba părinților acestei fetițe să o învețe să obțină acea minge altfel decât a trage de păr, dar asta nu înseamnă că nu putem și noi să intervenim, mai cu seamă că e un copil uh, cu care al nostru copil se întâlnește în fiecare zi. Putem să facem treaba asta. Ce înseamnă? Că învățăm pe copii să pună limite și să aleagă comportamente civilizate. Adică ne ducem lângă copii îi spunem fetiței, empatizând, de fiecare dată empatizăm prima oară, ok? Știu că ți-ai dorit foarte mult tu mingea prima și a luat-o fiul meu primul. Să știi că a trage de păr nu este o soluție, noi nu ne tragem de păr, noi nu ne lovim unii pe alții. Cum ai putea să obții mingea fără să-l tragi de păr? Hai să stăm de vorbă. Și Faci treaba asta și de 100 de ori dacă este nevoie, pentru că la un moment dat se va face click și copilul înțelege. Nu este o modalitate prin care eu să obțin ceea ce îmi doresc, nici trăgând de păr, nici împingând, nici vorbind urât, nici în orice fel de alt mod. Și tu o faci blând, o faci calm și cu limite. Copilul tău va învăța de la tine ce înseamnă aceste limite și acest tip de comportament, va învăța să empatizeze și o va spune la rândul lui și îl va învăța să facă asta. Um, înțeleg că ți-ai dorit mingea, nu este o cale prin care tu să obții așa de la mine, dacă mă mai tragi de păr sau dacă mă mai vorbești urât sau dacă mă mai împingi, eu voi alege să plec de lângă tine. Asta este ceea ce vrei? Și voi o să vă gândiți acum, uuu, ce de cuvinte, copilul are 2-3 ani, cum o să poată să spună lucrurile astea? la un moment dat le va spune dacă tu ca părinte îi oferi acest exemplu personal. Și când copilul tău este agresat, împins, când îi se vorbește urât în parc sau oriunde în altă parte, tu te duci și rostești aceste cuvinte în locul copilului tău. Și îi spui celuilalt copil, nu-mi place cum te comporți, dacă mai alegi să faci așa, Adrian va pleca de lângă tine. Asta este ceea ce vrei? Și în timp, și nu durează mai mult de 2 ani, dar e puțin pentru ce înseamnă limite personale, foarte puțin, copilul tău va învăța să spună același lucru. De unde știu? Pentru că mi-am învățat propriul copil să facă asta, pentru că i-am învățat pe mii de părinți să-și învețe proprii copii să facă asta și funcționează. Și la un moment dat copiii vor reuși să spună asertiv, elegant, ceea ce-i doare și ceea ce-și doresc. Fără să le fie teamă că îi supără pe ceilalți, pentru că au învățat să o facă atât de elegant și au exersat-o de atât de multe ori, încât nu mai au de ce să se teamă că ceilalți se vor supăra. Pentru că ceea ce transmitem de fiecare dată este următoarea convingere: Avem puncte de vedere diferite, suntem diferiți, avem uh, convingeri diferite, poate și religii diferite, și propriul nostru adevăr nu este suficient pentru a-l impune celorlalți, cum nici ceilalți, la rândul lor, nu ne pot impune propriul adevăr. Scopul este, așa cum o fac, cum e vorba britanicilor, care mie îmi place foarte mult, să ajungem la concluzia că it's okay, it's okay to disagree, adică we agree to disagree. Agrem că avem puncte de vedere diferite, ceea ce este foarte în regulă. Scurtă pauză publicitară și ne întoarcem pentru toate concluziile înainte să încheiem. Bun, aș încheia plecând de la un comentariu al lui Enico Deso, care spune așa, dacă i-am citit corect numele, eu îmi încurajez copiii să-și spună opiniile. La școală, de exemplu, s-a întâmplat ca profesorul și elevul să aibă altă părere în online. Copilul nu voia să se opună cu profesorul, deși avea argumente. De ce e ok așa? Eu respect oamenii mai în vârstă, dar pot avea o părere diferită. Exact asta este ce aș vrea să le transmitem copiilor noștri că e foarte în regulă să-și spună limitele, doar să învețe să o facă într-un mod elegant și asertiv, iar asta pleacă de la noi, dragi părinți, pleacă de la curajul și vulnerabilitatea dopotrivă, pentru că e necesar să, să, să fii curajos pentru a fi vulnerabil, de a ne spune punctele de vedere și limitele. Iată, pe parcursul acestei ore, v-am dat propriul exemplu referitor la relația pe care am schimbat-o cu tatăl meu, care este critic, foarte critic, în momentul în care am înțeles că o face din iubire și din cele mai bune intenții ca mie să-mi fie bine. Neînțelegând că alegerile pe care eu le fac în viața mea ar putea să fie foarte diferite de cele pe care el le-a făcut și cu toate astea eu să fiu foarte bine. Și de fiecare dată când mă criticam, mă supăram sau lăsam ochii în jos, exact ca un copil, deși eram dita, mai, femeia, sau ripostam și ajungeam să ne certăm. Și am învățat să nu mai iau lucrurile astea în serios, adică să nu le mai pun la suflet, și spun tatălui meu de fiecare dată când mă critică, mulțumesc pentru că îți spasă de mine, eu am făcut alte alegeri și sunt ok cu ele, sau îi spun, Și eu te iubesc tata. Moment în care tace, pentru că îi zâmbesc, explicându-i de o sută de ori că viața mea e foarte diferită decât a fost a lui și că e bine așa, și că s-ar putea ca, în această existență să mai iau decizii și să mai fac alegeri cu care să nu fie de acord, pentru că sunt împotriva principiilor pe care el le are. Și că e ok așa. Și că iubirea necondiționată este ceea ce ar trebui să ne populeze inimile. Și cred că același lucru îl putem face noi, în primul rând, ca ai noștri copii să vadă ce înseamnă exemplu personal și noi să le spunem adulților din preajma copiilor care sunt prea intruzivi: Mulțumesc pentru că vă pasă, apreciez punctul vostru de vedere sau punctul dumneavoastră de vedere. Eu aleg să fac așa, sper că e ok. Și în momentul în care copiii vor vedea că voi vă apărați, din, încă o dată, elegant, asertiv și că vi le spuneți punctele de vedere și limitele voastre, vor învăța să facă același lucru. Și în momentul în care vor avea o problemă cu un coleg de clasă care le vorbește urât sau cu o prietenă sau cu un alt copil din parc, în loc să extrageți de acolo ceea ce da a rezolva problema doar pe moment, învățați-vă proprii copii, să-și delimiteze spațiul, să fie demni, să rămână pe picioarele lor și să-și stabilească propriile limite. Înțeleg că ăsta e punctul tău de vedere. Ar putea să spună un copil care este acuzat, de exemplu, că ar fi gras. Da? Oamenii sunt mai slabi sau mai corpolenți. Mulțumesc că mi-ai spus lucrul acesta. E punctul tău de vedere. Eu mă simt bine în pielea mea. Și atât. E important să învățăm în primul rând treaba asta, Tocmai pentru a se întoarce la stimă de sine, la demnitate și la felul în care își îmbunătățesc relațiile cu ceilalți. De ce? Pentru că, deși pare din afară că dacă ne facem vizibile limitele, am putea periclita relațiile cu ceilalți, de fapt ele se îmbunătățesc, se duc la următorul nivel. De ce? Pentru că toată lumea respectă o persoană demnă, toată lumea vrea să fie în preajma unui om autentic. Oricine îndrăgește și vrea să fie lângă un om care are coloană vertebrală, care își respectă și își valorizează existența și îi respectă și pe ceilalți și nu acceptă să fie călcat în picioare, și în plus față de toate astea, o face și cu mare, mare respect. Cred că acesta ar fi dezideratul nostru. Sper că ce am discutat astăzi v-a trezit și semne de întrebare, dar și răspunsuri la. Cum facem să ne învățăm copiii să așeze limite, fără teama de a-și pierde prietenii și fără teama de a-i deranja pe ceilalți, copii sau adulți, deopotrivă? Sper că a fost o oră valoroasă pentru voi și plăcută, deopotrivă, așa cum mi-am dorit-o. Până joia viitoare, când ne revedem sau reauzim, vă doresc să creșteți copii frumoși, și pe dinăuntru, și pe din afară.